Domnule decan Lucian Săuleanu, bine ați revenit la zilele Baroului București. Bine v-am regăsit pe dumneavoastră, Universul Juridic și restul colegilor din Baroul București. E un bun prilej de a ne reîntâlni, de a discuta probleme ale avocaturii, probleme actuale. Vreau să-l felicit pe această cale pe decanul Baroului București, pe domnul avocat Dragne, care a reușit într-adevăr cu această masă rotundă, că iată că aceasta este un nou format, masa rotundă, să aducă la oaltă decani, avocați din România și din alte țări, sub această umbrelă a discuțiilor legate de avocatura actuală. Teme interesante, discuții interesante și eu aș puncta situația de astăzi a avocaturii, iar statisticile practic comunicate nu ne ajută foarte mult. Este îngrijorător și acest semnal vreau să-l dau, anume de a puncta, identifica probleme, dar și de a găsi soluțiile, să gândim pozitiv, pentru că nu este normal ca în România 25% din avocați să acorde asistență judiciară în oficiu, deci practic acele oficii, e un procent foarte mare, 25%, deci din 24.000 de avocați avem 5.700 înscriși la SAJ, dar și veniturile mă îngrijorează ale avocaților, pentru că la fel aceea statistică arată că 42% dintre avocații din România câștigă sub 600 de euro. În aceste condiții, eu mi-am propus să subliniez cât de independent mai este avocatul și independența avocaturii ca atare. Și independența aceasta, cred eu că trebuie să pornească de la un lucru foarte simplu, anume noua filozofie pe care trebuie să o aibă instituțiile publice față de avocat și avocatura din România, rolul pe care îl are avocat în statul de drept. Pentru că eu am spus un lucru foarte simplu, rolul avocatului este determinant. El este practic liantul în statul de drept, el este practic primul responsabil și ultimul apărător al democrației. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că instituțiile publice trebuie să-și schimbe maniera în care interacționează cu avocații, sub toate aspectele, adică mai mult respect, pentru că noi suntem cei care, până la urmă, repet, cum spuneam, suntem liantul, ținem acest stat de drept să funcționeze corespunzător. Este foarte simplu. Cine apără drepturile și libertățile tuturor cetățenilor români? Avocații ca atare. În lipsa avocaților sau dacă n-ar mai fi avocații la fel de pregătiți sau de dispuși să facă aceste activități, eu zic că suferă toată societatea, suferă statul de drept și bineînțeles că nu este de dorit acest lucru. Cu alte cuvinte, independența care se oferă avocaților nu este un privilegiu, nu, este o responsabilitate. Dar lucrul acesta nu trebuie să-l înțelegem numai noi, trebuie să-l înțeleagă în primul rând instituțiile publice, statul ca atare. Statul în momentul de față nu ajută avocatura, nu ajută nici ca infrastructură și chiar am dat un exemplu în discuțiile de astăzi, situația în perioada interbelică, anume atunci când barourile aveau sediile, sediul în, dau exemplu baroului Dolj, avea sediul în Palatul de Justiție și nu vorbim de o încăpere, două, trei, vorbim pur și simplu de un loc privilegiat cu încăperi suficiente, adică cu alte cuvinte era casa și a avocatului. Era altă mentalitate și cred eu că trebuie să revenim la această stare de normalitate, anume în care avocatului se oferă respect. Nu situația în care a și fost relevat, anume că nu ai voie să intri cu telefonul mobil. Adică, cu alte cuvinte, este pusă la îndoială ce? Onestitatea noastră, adică este o lipsă de respect. Ori chestiunea asta eu unul nu pot să o accept și atunci trebuie identificate soluții concrete. 2018 este și o aniversare națională, anul centenarului. Acum 100 de ani, domnule decan, avocat din România au avut un rol determinant în realizarea Marii Uniri. Iată, un rol determinant nu numai la nivel social, dar chiar la nivel statal. Am putea face o paralelă între avocatul de acum 100 de ani, între profesia de avocat de acum 100 de ani și ce reprezintă ea astăzi? Din păcate nu putem din această perspectivă, anume cea indicată dumneavoastră, adică a rolului în structurile statului sau în astfel de, să spunem, momente decisive. Prezența este destul de scăzută a avocaților, să spunem, în administrația publică locală și centrală. Este adevărat, avocații la momentul respectiv constituiau alături de dascăl, de învățători, de profesori, alături de armată, biserică, osatura statului, până la urmă, statului român. Nu putem să facem o paralelă decât din păcate, dintr-un singur punct de vedere și îmi permit să fac referire la istoria Baroului Dolj, pentru că și noi cu această ocazie am editat un nou volum al istoriei, care ne aduce, de fapt, ne relevă un lucru simplu. Din păcate, spun, subliniez, repet,
anume că și atunci erau aceleași probleme în avocatura din România cu cele actuale. Și o spun cu tristețe pentru că înseamnă că noi n-am făcut nimic. Noi care conducem până la urmă destinele avocaturii nu am reușit într-un fel în această interacțiune să îmbunătățim. Da, avocații de la 1918, în special cei transilvaneni, bănățeni, cei din provinciile care s-au unit cu țara, într-adevăr au avut un rol determinant. Așa a fost contextul respectiv. De altfel și ulterior momentului unificării, avocații au avut un rol foarte, foarte important și normal dau un exemplu drag mie tot timpul, anume cu referire la importanța avocatului în perioada și antebelică și interbelică. De exemplu, în Craiova, 44 de 50 de primari de-a lungul timpului au fost avocați. Deci, cu alte cuvinte, majoritatea covârșitoare, undeva către 90% din primarii Craiovei erau avocați sau chiar decani ai baroului, așa încât normal că era un alt fel de respect, da, față de avocați. Avocații se implicau în acțiuni civice, voluntare, de voluntariat sau politice, ceea ce, din păcate, repet, la nivelul actual nu se mai întâmplă sau, poate greșesc eu, nu observ eu bine. Însă speranța mea este că avocații se vor trezi și vor, repet, din acest punct de vedere, e adevărat preocupați de activitățile juridice zilnice, eu cred că vor găsi răgazul să-și dedice parte din timp și acestor probleme ale profesiei, unde aș dori să văd mii și mii de avocați mai interesați de starea avocaturii, să vină cu sugestii, cu soluții, să solicite, practic, anumite lucruri de modificare în bine. Eu cred că lucrurile vor decurge pe termen lung în bine, pentru că suntem o breazlă aleasă, oameni puternici, e adevărat, cu un individualism bine accentuat, dar oameni care tot timpul au arătat că pot să susțină, și revin la primul cuvânt al meu, anume, avocații sunt liantul statului de drept. Un mesaj din partea decanului baroului Dolj din capitala Băniei pentru colegii avocați din România. De altfel am făcut-o și ieri, mesajul meu este de bune urări și gânduri bune, de felicitări pentru activitatea și pentru, până la urmă, nivelul ridicat pe care baroul, avocații din baroul București de-a lungul timpului îl arată, pentru că este și capitala administrativă a țării, dar și a avocaturii, nu numai ca număr, ci și ca, să spunem, reper de activitate.